Salutare, dragii mei! Azi detectăm un paradis. Am găsit o moneduță. Nu-mi dau seama. Gata. Este leul acela cu porumb pe care l-am mai găsit până acum. Ia uite, foarte bine păstrat. Este din 1936, parcă. O să dăm un pic de apă. Da, acum nu se mai vede. Trebuie să ajung acasă. 1936, ceva de genul. Oricum, porumbul cred că se vede. Primul semnal, prima monedă. Și al doilea semnal, același leuț cu porumb. Și asta se vede foarte bine. Da, noroc. Două găuri, două semnale. Uitați-vă și pe a doua. Foarte tare. Ok, revenim. Foarte mișto. Asta nu se vede, nu știu de când e. Ok, o să le spălăm și vedem de când sunt. Ok, o să facem o grapă să vedem. Ce credeți că am găsit? O să vin către voi. Am găsit un inel de porumbel din 91. Scrie România 91. Din aluminiu, din ăla vechi, plastifiat. Asta chiar e mișto. Asta este. A treia groapă, săpată, trei găsenițe mișto. Am mai găsit un semnal. Cam pe aici. O să vedem ce este. Trei gropi, trei chestii mișto. Cu bătrânul trei gropi.
Ok, a patra n-a mai fost cu noroc. E doar o tablă. Asta este, asta cu groapa și mă uităm la Laura. Am mai găsit aici un semnal și nu știu ce, sună ceva mai interesant. Alt tineri de porumbel. Am mai găsit ăsta, modelul ăsta cu România din 98. Bun, e activitatea astăzi. Am mai găsit un semnal. Pare cam mare să nu fie sârmă. Hai că-i dau o sapă aici. Asta a ieșit. Uitați-l aici. Alt inel. Ăsta e un inel roz, frate. Foarte bine păstrat, din 2007. Da, uite, inel roz. N-am mai văzut inel roz. Era porumbiță. Mișto. Am găsit ce era. Știi ce cred eu? E un difuzor vechi. Din ăla ca o galenă. Uite pe unde intra. Da. Sunt 100% că asta este. Și sună. Sună și combinat așa. Am găsit ce era. O alică minusculă și turtită. Pot găsi eu după atâtea scorboneală. Da. Cam asta este. Ne vedem la groapa următoare. O astupăm pe asta și revenim. L-am depistat. Uite că am găsit. E frumos ăsta. Un glonț de mini. Ok, nu e de mini. Ba da, e de mini. Am învățat pe net că am mai găsit în pădurea asta. Glonțul de mini are aceste șanțuri zi paralele. Ia uite ce babane, probabil că e și gol pe dinăuntru. Da, exact ce mă așteptam. Uite. Așa, super. Super tare asta. Da, mișto, a sunat frumos, l-am găsit. Revenim. Am găsit ceva nemai văzut. Un vârf de săgeată. Este pentru peste tot ce am găsit eu până acum și mă bucur foarte tare. Nu am cuvinte. Deci este păstrat într-o stare super, super bună. Uitați-vă. O să încerc să...
Da. Și una dintre ultimele găselnițe. Am găsit aici, cred că e un nasture. A, un nasture de blugi. Pe bune. Așa, un nasture modern de vitrin. Dacă ați avut blugi vitrin, vă rugăm să-mi spuneți. Am crezut că mi-a dat cardul eroare, l-am găsit în bolovanul ăla. Am zis că e ceva de argint, să vedea așa muchea, și am zis, vai, de capul meu, e ziua mea norocoasă. De unde? Un nasture de blugi. Salut! A fost cea mai importantă detecție din viața mea. Bineînțeles, am găsit câteva măneduțe, câteva inele de porumbei. Nu asta e important. Cel mai important este acesta. Un vârf de săgeată, cred că e medieval, foarte mare, așa, este 16 mai, s-a dat de o zi drumul la detecție, eram nerăbdător să ies afară, ca și voi, de asemenea, adică sunt convins. L-am descoperit cu bătrânul Technetics, celălalt este încă acasă. Sunt foarte fericit, bineînțeles, va fi predat la Ploiești, la patrimoniul nostru de acolo. Puteți să vă abonați, să dați un like dacă vreți un share și mulțumesc încă.